Lăviți să fie, Domnul! Luca 17, 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună și astăzi, fiind găzduit aici la Torino, m-am uitat prin Sfânta Scriptură și am încercat să ordonez câteva gânduri care să le prezint în fața dumneavoastră vis-a-vis -vis de împărăția lui Dumnezeu. Și mai ales m-am oprit la expresia împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Aș vrea în început să vorbesc despre tăria lucrurilor lăuntrice. Că dacă vrei să cumperi o mașină, noi suntem tentați să alegem culoarea sau nu știu ce formă aerodinamică. Dar un specialist va uita întotdeauna, va întreba de motor, de transmisie, puterea unei mașini, nu stă în culoare, stă în altceva, lucruri dinăuntru. Dacă vrem să cumpărăm o casă, ne uităm la arhitectură, la construcție, un specialist întotdeauna se va uita întâi la fundație și la temelie. Acolo e puterea. Înăuntru. În lucrurile care nu se văd. Ne uităm la un copac, admirăm coroana, florile, fructele. Puterea unui copac stă în rădăcină, nu în flori. Ne uităm la un fruct colorat, frumos, nu beneficiem de culoarea lui, nu ne ajută la nimic culoarea, ci practic fructul când îl mănânci. Nici o femeie nu va cumpăra un parfum care are o sticluță interesantă. Nici un bolnav nu va consuma un medicament care are cutia frumoasă. Puterea stă în lăuntru. Puterea unei biserici nu stă în zidurile sale, nici măcar în programele frumoase pe care le aranjăm, artistice, ca să luăm fața altora. Puterea îi dată de Duhul, puterea este în lăuntru. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Eu chiar nu mă mai las amăgit de uh, mimările artistice ale unora care se arată cercetați. Nu. Puterea, împărăția lui Dumnezeu spune în Corintie nu stă în vorbe, în dovada dată de Duhul și de putere. Și doresc ca în împărăția lui Dumnezeu, înăuntru acestei împărății, să fie puterea aceasta. Câteva vorbe despre împărăția lui Dumnezeu. Și în primul rând vorbesc de locație. Unde este împărăția lui Dumnezeu? Unde e împăratul? Matei 18, 20. Când se adună doi sau trei în numele meu, eu voi fi acolo. Eu cred că Domnul este aici. Unde e împăratul? Spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre oameni plini de har și de adevăr. Când s-a făcut cuvântul trup? Cuvântul era la Dumnezeu, era cu Dumnezeu. Era Dumnezeu, dar cuvântul acela din cer s-a făcut trup și a locuit printre noi. La nașterea Domnului Iisus, cuvântul s-a întrupat în Fecioara Maria. S-a făcut trup, noi suntem o societate consumistă. Consumăm informații la greu. Și pentru că e cerere și ofertă. Canale de televiziune, ziare, presă, radiouri. Dar de ce? Câteodată nu creștem duhovnicește. Pentru că acel cuvânt. Nu s-a sunt întrupată noi. A trecut pe lângă urechile noastre. Cum o fost la adunare? Foarte frumos. O cânta frumos. O predica bine. Și plecăm acasă cu aceea stare. Cuvântul trebuie să se întrupeze. Și aici sunt uh, două lucruri. În Inițiativa lui Dumnezeu. Că Maria a întrebat, dar cum se face lucrul ăsta, că eu nu știu de bărbat? Păi Duhul Sfânt te va umbri și vei rămâne însărcinată. Inițiativa a fost a Duhului Sfânt. Dar trebuie și acceptul omului, că Maria a o stat-o meditat și acolo n-a venit tată, nici mamă, nici pe Iosif, nici preotul și cer întreg aștepta răspunsul. Îngerul Gavril sta lângă dânsa și ea meditează și acceptă și spune, facă-mi se după voia ta. Deci ca să se nască cuvântul în tine, e inițiativa Duhului, dar și acceptul tău. Deci împărăția este acolo unde e Hristos. Hristos este cuvântul. Și eu doresc ca acest cuvânt să fie totdeauna în lăuntru. Doamne ajută-ne! Și apoi rezultanta e din estera 3 cu 8. Un popor deosebit cu legi deosebite, pocăiță din Torino așa popor deosebit cu legi deosebite, pentru că în ei este împăratul, îi cuvântul întrupat. Să se întrupeze cuvântul acesta în fiecare dintre noi. Amen. Când vorbim de locații, dovada că suntem în împărăția lui Dumnezeu, îi că împăratul este în mijlocul nostru. Adresa. Există cel puțin trei entități în care se vede împărăția lui Dumnezeu. Primul loc în care locuiește și unde se manifestă împărăția lui Dumnezeu este în inima ta. Împărăția lui Dumnezeu este în inima mea, este în inima ta. Eu port împărăția cu mine. Eu mă duc la servit, dar am împărăția în mine. Eu stau în familie, dar împărăția e în mine. Eu vin la adunare, împărăția e în mine. Eu călătoresc, dar împărăția e cu mine. Prima locație a împărăției este în inima ta. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. A doua locație poate fi familia. Se spunea prin Duhul în seara aceasta ceva, o avertizare la nivel de familie. În familiile noastre trebuie să se manifeste împărăția lui Dumnezeu. În familiile noastre trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Cei din familia noastră să accepte statutul, că noi suntem popor deosebit și avem legi deosebite. Eu ca și soț am împărăția cu mine în casă, alături de nevasta mea, alături de copiii mei, alături de rudile mele, la o masă de dragoste, la o zi de post, oricând. Eu am cu mine împărăție și în familia mea este împărăția lui Dumnezeu. Și a treia locație, e biserica lui Dumnezeu. Pentru că aceste locații pot fi progresive, adică pot fi simultane dacă vreți. Eu mă întreabă cineva, tu ești din Bosanci? Eu spun da. Altul mă întreabă, ești din Suceava? Da. Altul mă întreabă, tu ești din România? Da. De fapt, de unde sunt eu? Din România, din Suceava și din Bosanci, nu? Ei, locațiile astea pot fi simultane. Eu am în împărăția lui Dumnezeu în mine, o am în familia mea și o am în biserică. Domnul să ne ajute să fie aici împărăția lui Dumnezeu. Amen. Vorbind de progresia împărăției, o văzut nebucane țară într-un vis o piatră care s-o desprins fără ajutorul vreunei mâini omenești s-a o a crescut foarte mare, o lovit chipul ăla strălucitor, l-a dar piatra aceasta s-a făcut o împărăție care va fi veșnică. E împărăția Domnului Isus Hristos. Asta împărăția progresează. Noi suntem datori să lărgim hotarele împărăției. Spune Isaia, întinde funea, lărgește locul locuinței tale, întinde țărușul la dreapta și la stânga, să deie Domnul la Torino să crească uh, biserica. Amen. Dacă sunt acei care n-au încheiat legământ, să încheie legământ cu Domnul, să intre de grabă în împărăția lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu e înăuntru nostru, e în adunare aici. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Vorbind de împărăția lui Dumnezeu dincolo de locație, aș vrea să vorbesc de câteva caracteristici. E o atmosferă deosebită în împărăția lui Dumnezeu. Roman 14,17 spune, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Dar ce e împărăția? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așa să fie la voi. Așa să fie în casele voastre așa să fie în inima voastră totdeauna, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Lucrurile astea se pot testa. Cum testăm noi neprihănirea? Păi în primul rând un om neprihănit este un om corect. Că cel rău ia cu un împrumut și nu dă înapoi. Dar cel neprihănit este milos și dă. Recomandarea mea este, oameni bun, nu vă împrumutați. Dar dacă e nevoie să faceți un promut, a doua recomandare, dați înapoi ce ați împrumutat. Că numai cel rău nu dă înapoi. Nu știu, poate nu sunt dator nici Sau din ăștia rău de plată, care nu plătesc oamenii. Deci un om neprihănit este un om corect? Un om neprihănit are o vorbire decentă, gura celui neprihănit trâmbițează dreptatea și buzele lui spun adevărul. Noi avem o decență în vorbire. Avem o linie roșie care nu avem voie să o trecem. Eram săptămâna asta la o masă cu cineva și un frate a început să povestească ceva. O realitate. Dar un altul oprește și îmi spune, vezi că treci linia roșie. El prezenta un adevăr, dar nu trebuie spus acela. Deci un om neprihănit, gura lui trâmbițează dreptatea. El în gura are adevărul? El are o vorbire decentă? Să nu fie între voi glume proaste, cuvinte porcoase, cuvinte nechipzuite, ci un cuvânt înțelept, dresc cu sare, să dea har celor care îl aud. Prin asta se testează neprihănirea, că în împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare băutură, în primul rând e neprihănire. Neprihănitul e om corect, Neprihănitul vorbește bine. Neprihănitul gestionează înțelept. Spune în proverbe, cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, cel rău pentru păcat. Voi câștigați o bucată de pâine în Italia, nu vi ușor. Aveți familie, aveți copii, duc copiii la școală, adu copii, adunări foarte adesea, întâlniri din astea. du pe șantier, du în fabrică, ce faci cu câștigul tău? Cel neprihănit întrebă că câștigul bine pentru viață. Așa testăm noi neprihănirea, dacă vreți. Un om neprihănit nu va face de rușine pe nimeni. Puneți-vă în situația lui Iosif, care, logodind fiind, află și vede că logodnica lui însărcinată. Dacă sunt tineri necăsătoriți, doar toți ați fost necăsătoriți, ați avut o prietenă, să aflați că prietena voastră e însărcinată. Ce ați gândi? Și o întreabă pe Maria și Maria îi spune, îți de la Duhul Sfânt, ce ai spune? Dar Iosif era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. Și știți că un om neprihănit nu înjosește pe nimeni. Nu pune în poziții critice pe nimeni nu ironizează pe nimeni, nu face de rușine pe nimeni. Neprihănitul nu face lucrurile astea. Cel neprihănit vine la adunare, psalmul 1. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în jâua judecății. Nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, că neprihăniți se adună, neprihăniți au părtășie. Împărăția lui Dumnezeu, în primul rând, e neprihănirea. Nu vorbim în detaliu despre subiectul acesta, dar ne testăm neprihănirea. În al doilea rând e pace. Pacea la trei nivele. Pacea lăuntrică, pacea cu oamenii și pacea cu Dumnezeu. Cum e împărăția lui Dumnezeu în familia ta când tu te cerți în continuu? Când există violență și neînțelegeri. Când există trădări, când există nesupuneri, îi împărăția lui Dumnezeu în casa ta? Împărăția lui Dumnezeu în familia ta? Copiii văd atmosfera în casa aceea de împărăția lui Dumnezeu cu altar, cu jertfă, cu cântare, cu prezența Domnului? Că împărăția lui Dumnezeu îi pace. Împărăția lui Dumnezeu e bucurie în Duhul Sfânt. Exersarea darurilor Duhului Sfânt se face în biserică, dar pot fi folosite darul și în familie. Poate darul Duhului Sfânt să te însoțească în rugăciunea aceea de odăință, că împărăția e în tine și în tine neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fraților, aici e puterea pocăiților. Nu în programele care le afișăm și le punem pe internet, nu, nu, nu. Puterea pocăinței îi vine din împărăția care e în inima ta. Că tu acolo ai neprihănire, ai pace și ai bucurie în Duhul Sfânt. Așa să aveți voi in inima voastră. Așa să fie în casele voastre. Amin. Și în adunarea din Betel. Amin. Caracteristicele împărăției. E o atmosferă binecuvântată. E o rodire. Căci nevasta ta... E ca o viță roditoare, unde? În lăuntru case. Putem interpreta în mod firesc că se referă la nașterea de copii, dar putem generaliza rodirea aceasta, pentru că ce înseamnă rod? Rod înseamnă un prozelit, un om care o veni la Hristos prin tine. Roman 16,4 Epenet, cel de rod al Asiei pentru Hristos câți oameni au venit la, la, Hristos prin tine. Eu am avut bucuria ca după ce am lucrat mult, 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 recent să mă sune un coleg care a fost coleg cu mine la Vatra Dorne. Și îmi spune, fratele dragi Croitor, eu sunt tare, dar ăla era un miștocar. Și eu zic, da, fratele Dragoș Croitor. Zic, băi, nu te râde, că suntem frați. Adică suntem noi, mă, frați. Frate Dragus m-am botezat, m-am pocăit și eu. Știți ce bucurie? Nu și au venit prin mine, dar au fost colegul meu mult ani de zile. Cât au venit prin tine la Hristos? Ăsta e un rod. E pe e cel din rod al asei pentru Hristos. Rodă și copiii tăi care i-ai născut, pe care i-ai educat, i-ai dus la adunare, au experimentat nașterea din nou, au legăminte. Trebuie să recunoaștem că bisericile noastre s-au omulțit și în un mod natural. La noi în sat a început pocăința cu trei bărbați, trei familii și sunt sute de familii, dar toți oamenii ce au avut mulți copii. Copiii au rămas în adunare, s-au căsătorit, au făcut la rândul lor și acum a treia, a patra generație suntem mulți în adunare, că și ăsta e un rod. Dar rod e și caracterul. Nevasta ta e ca o viță roditoare înăuntru, că înăuntru e și împărăția. Și dacă vorbim de rod, nu vorbim numai de naștere de copii, vorbim de caracterul credinciosului. Roade, roade vrednice de pocăință, este roada pocăinței. Roada neprihănire, roada sfințire, roada Duhului, roada păce, roada lumine, rodul buzelor. Sunt mai multe roade pe care noi trebuie să le avem în viața noastră. Asta e caracteristica împărăției. Împărăția lui Dumnezeu în neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt și multă rodire. Domnul să vă facă și pe voi să fiți roditori. Amen. Și în împărăția lui Dumnezeu este pregătire. Mai am un cuvânt din psalmul 45, spune acolo, fata împăratului este plină de strălucire în lăuntru casei împărătești. Interpretat literar, înțelegem că frumusețea trebuie să se manifeste în lăuntru, ca să nu în afară. Interpretat literar, eu spun surorilor de la Betel, fiți elegante, fiți frumoase, fiți senzuale, la voi acasă. La voi acasă. Aveți dreptul ăsta. În ce privește adunarea de obște, ne îmbrăcăm cu rușine și sfială, spune Scriptura. Petru spune 1, Petru 3, podoaba voastră să nu fie celor de afară care stă în pletitura părului, purtare de scule, haine scumpe, ci în omul ascuns al inimii, un duc blând și liniștit care e de mare preț. Fata împăratului, plină de în înăuntru casă, de ce de multe ori noi ne etalăm frumusețea și bărbați și femei la întâlnirile publice? Vrem să fim foarte frumoase pe stradă, vrem să fim foarte eleganți la biserică. Frumusețea asta fizică își are locul ei în lăuntru case. Acolo ai dreptul. Domnul să ne dea înțelepciune. Știți dumneavoastră, Cunosc bine cazul, odată am venit o, femeie din lume, om din adunare, s-a pocăit undeva în Arad, dar venea îmbrăcată cumva, așa mai lumește. Și frații au spus, măi, să de vorbă, să nu... La urmă s-au apropiat și au spus, că așa mă vrea soțul, soțul e nepocăit și el așa mă vrea. Până la urmă, frații și-au făcut curaj, au plecat la ea acasă, știu bine cazul. Și l-au întrebat pe bărbat, măi, uite, soția ta om, e la biserică, la noi sunt niște rânduieli, e o decență în îmbrăcăminte, ea vine un pic extravagant, așa, face notă aparte și el îi spune, tu, dar de când am spus să îi îmbrăști mai frumos? Încă am întrebat-o, pentru cine te îmbrăști așa frumos când mergi acolo la adunare la voi? Deci nu era uh, dorința soțului, era voința ei să fie mai altfel decât celelalte. Frumusețea fizică recomandat să fie etalată în lăuntru casă tale, în dormitor la tine. Când vorbim de întâlnirile de obște, sunt rânduiele. Nu poate cineva să spună, odată un bărbat a spus, iar știu bine, băi, e nevasta mea, voi n-aveți treabă cu ea. Eu șeful. Tu ești șeful acasă. Dacă o poliția cu viteză sau cu calcă reguli de circulație și ia permisul, tu nu te duci și spui, băi, ce tine e de nevastă mea, că e nevasta mea. Nu, nu, pe stradă poliția e șef, la fabrică patronul e șef, în adunare, cârmuirea adunării e șef, nu e soțul tău. Domnul să ne dea înțelepciune. Spuneam amin? amin. Doamne ajută-ne, nu? Eu aș vrea să fiu primit de orice cuget omenesc, dar nu știu dacă chiar o fi primit. Când vorbim de caracteristica împărăției, o atmosferă binecuvântată, îi rodire și îi pregătire. Când vorbim în psalmul 45 de fata aceea, ascultă tânără, uită casa tatălui tău, trebuie renunțare, Uită casa tatălui tău și, și atunci împăratul va pofti frumusețea. O fată când se mărită se desprinde de universul copilăriei, de mamă, de tată, de suror, de ce mai are ea, ca să lipească de soțul ei. Un om când se pocăiește, uită de unde a venit, ca împăratul să-i poftească frumusețea, Hristos o primească, ea trebuie să aibă comuniune cu, cu Hristos. Când te pocăiești înseamnă renunțare. Ca împărăția lui Dumnezeu să fie în lăuntru tău, tu trebuie să renunți la multe lucruri. Apoi spune, și pentru că este Domnul tău, adă închinăciunea ta. Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Deci, ce înseamnă pregătire în împărăția lui Dumnezeu? Înseamnă renunțare, înseamnă închinare. Înseamnă o pregătire fata împăratului îmbrăcată în instru lucitor și spune acolo cu haine sute la gherghev. Noi în fiecare zi, frații mei, sesem o haină. Că spune în Apocalipsă, au venit un tamier, să s-o pregăti, s-o da să îmbrace cu insulțire, curaj de strălucitor, nu sunt sâni, sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Noi ne pregătim aici o haină. În cadrul împărăției lui Dumnezeu nu stăm degeaba. Nu suntem de degeaba. Trăim într-o atmosferă binecuvântată. Aducem rod pentru Hristos și ne pregătim haina. Și dacă mai sunt pete pe haina noastră, că mai sunt și pe a mea și pe ale voastre, rugăm pe Domnul să ne curățească. Prin sângele Lui să ne spere de orice păcat. Ca atunci când va veni pe nor, noi să fim mireasa Lui și să ne ia în slavă. Doamne ajută-ne la asta. Când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, am ales expresia aceasta înăuntru. Vorbim de locație. Vorbim de câteva caracteristici. Dar vreau să mai vorbesc un lucru, câteva pericole. Că Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 7 versetul 5, de afară lupte, din înăuntru sunt temeri înăuntru, aici unde împărăția lui Dumnezeu de ce se temea Pavel? Spune 2 Corinteni 11 cu 3. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva prin șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care sunt în Hristos. Se temea Pavel că se strică gândurile. Fraților, ce este ispita? Ispita de care am în fiecare zi eu parte, întâi, apoi voi. Ispita este un atac violent al vrășmașului la nivelul mință. Domnul Hristos spune în Evrei 4.15, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Și există posibilitatea și a celor din împărăție să li se strice gândul. Vine diavolul cu șiretricul lui, toată ziua vine la mine, toată ziua vine la tine nu iartă, nu cruță în pe nimeni, el n-are concediu de odihnă. Toată ziua vine și ne ispitește. Și Pavel spune, atenție, înăuntru eu am temeri, dar ce teamă ai, Pavel? Să nu vi se strice gândurile. Dumnezeu să ne păstreze gândurile curate. Amin, amin. 1 Timotei 1,19 Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unul l-au pierdut și căzut de la credință. Să ne păzească încă o dată, spun Domnul, gândul curat. De ce se apave? Mă tem că la venirea mea, spune în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20-21, să nu fie dispute verbale, gâlceagă, certuri. Poate în împărăție, în mijlocul adunării lui Dumnezeu, să apară certuri? Poate în mijlocul unei familii de creștini să apară ceartă? Voi știți că cearta, spune Filipen 2 cu 3, îi dată de un duc de ceartă? Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Vine câte un duc de ceartă, un duc satanic, pune pe bărbat împotriva nevestii, Eram odată într-o familie și spune un proroc, măi, văd că la voi vine diavolul și vă pune să vă certați, după care se dă înapoi mulțumit și voi vă certați până după miază în continuu. Și după ce te-ai certat, îmi trebuie mai de la ce certat, dar nu mai știu de la ce ne luat. Știu că ne-am certat. Știți de la ce? De la un duh de ceartă. Acum, în proverbi, spune de unde vine cine stârnește cearta. Omul mândru, omul iute, omul mânios, omul lacot, nu intrăm în detalii despre ceartă. Dar poate fi o dispută verbală în adunare să pot certa frații în împărăția lui Dumnezeu, Aici unde trebuie să fie neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Să uită Pavel și spune, mă tem că la venirea mea să întâlnesc zavistii, certuri, gălcevi. Dumnezeu să ne păzească. Amen. Să temea Pavel de trăiri păcătoase. Acolo e un cuvânt dur de un unul frat care o păcătuit de curviile lor de așa și nu s-au pocăit de acestea. Trăiri păcătoase. Pavel s-a uitat în împărăție și a spus: De afară, lupte. Da, de la Bruxelles, legi europene, îți promovează păcatul, nu mai putem face față, dar înăuntru temeri. De ce te temi tu, Pavel? Păi eu mă tem că se pot străca gândurile, mă tem că pot apărea certuri, mă tem că pot apărea trăiri păcătoase înăuntru. Dumnezeu să ne păzească. Să mai temea Pavel de ignoranță, de neștiință, Galatem 4.11. Mă tem să nu mă fie străduit degeaba între voi. Când oamenii ăștia au început să țină luni, noi, sabate și tot felul de obiceiuri lumești din care au ieșit în lume. Așa după cum am mai tendința pocăințelor cu tot felul de sărbători și sărbătorele și onomastice și banchete din care am ieșit. Și Pavel spune, nu cunoașteți lucrurile astea mă tem că m-am de degeaba. Știți ce e periculoasă e ignoranța? Ignoranța afectează, în primul rând, învățătura. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spune Pavel 1 Corinteni 13, 15, 34, sunt între voi unii care nu cunosc, în mijlocul vostru, unul care nu cunosc pe Dumnezeu. Eu mă uit, nu mă bucur de o adunare mare. Eu mă uit și zici, oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Oare câți din voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu? Oare câți dintre noi nu-L cunoaștem cum trebuie pe Dumnezeu? Și necunoașterea afectează învățătura. Dacă citim 2 Corinteni, capitolul 12, ei contestă uh, învierea. Ei uh, promovează plăcerile carnale și fac multe lucruri acolo. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ce poate să învețe pe altul? că necunoașterea, ignoranța afectează învățătura, afectează slujirea. Fiii lui El erau răi, nu cunoșteau pe Domnul. Ați citit în Samuel, da? Fiii lui El erau preoți, îmbrăcați frumos, poporul îi admira, o slujire publică, dar nu cunoșteau pe Domnul. Cum poți să slujești în ignoranță sau în necunoaștere? Tu nu-L cunoști pe Domnul, dar slujești afectează trăirea, necunoașterea. Că nu poți să trăiești după voia lui Dumnezeu dacă nu-i cunoști voia Lui. Roman 12 cu cât? Cu 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestui, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Dar dacă tu nu cunoști voia lui Dumnezeu, atunci ce trăiri vei avea? Deci vorbind de împărăția lui Dumnezeu, Domnul mi-a pus astăzi gândurile astea aici unde sunt cazat eu, să vorbesc despre locații, de caracteristici, de pericol și să vă dau câteva recomandări că spun a mine, că voi veniți de la lucru. Recomandăm curățirea. Și în curățire este o logică. Hai să citim în Matei 23. Că în curățirea asta există o logică. Citim versetul cât? 26. Fariseu orb. Curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. În momentul când partea din lăuntru ai curățat-o, în mod automat, partea de afară se curăță. Salmul 23. Paharul meu îi plinde de peste el. Eu înăuntru am Duhul Sfânt. Eu înăuntru am pace. Am neprihănire. Am rodire pentru Domnul. Când paharul meu de peste el, ce va da peste el decât lucrurile care sunt? Când paharul îi curat, de peste el, va curăța și partea de afară. Eu țin foarte mult la partea de afară, la aspectul exterior. Vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Țin foarte mult la asta. Dar îmi dau seama că de multe ori noi, făcând poliție pentecostală, rămâne murdărie înăuntru. Pavel spunea ne vrei lua seama să nu dea lăstat de o rădăcină de amărăciune. An de zile am mers cu sapa la prășit. Ce fac eu când prășesc? Tai lăstare. Iar îi iese Burianu, iar îl tai. Înțelepticii ni scoate rădăcina ca să nu mai aibă de unde ieși lăstari. De aia se pregătește terenul foarte bine. Îi scoți rădăcina și nu mai dă lăstare. de lăstare. Dar atâta vreme cât eu am amărăciune în inimă, a va da lăstare. Și eu tai lăstare și cosmetizez imaginea mea de pocăit ca să nu mă vadă frața. Nu se poate să fii smerit pe dinăuntru și să fii mândru în afară, nu se poate. Unii spun, Dumnezeu nu se uită la asta, la asta, pocăința în inimă. Da, pocăința este în inimă, dar din inimă trebuie să iese lucrurile astea, frate. Eu cred că se poate ca să fii mândru în inimă, să fii mândru în inimă, dar să afișezi o smerenie de, de ochii oamenilor. Că mândria are mai multe fațete. Are mândria înfățeșării, mândria pregătirii, mândria relațiilor și este și mândria smereniei. Unii în mândria lui se dau mai smeriți decât sunt ca să vadă toți că eu sunt smerit. Asta-i tot din mândrie pleacă. Dar omul care este smerit nu poate fi mândru în afară. Nu poate să fiu plin de Duhul Sfânt, de neprehănire, de pace. Și în afară să arăt ca un om lumesc și păcătos. Când vorbim de recomandări, vorbesc de, recomand curățirea. Dar curățirea asta are o logică, începem cu un lăuntru nostru. Și afară se face automat curățirea asta. Că există posibile murdării. Ascultați ce spun, ce spune Domnul Isus aici. Există răpire, adică violență. Să fie bărbați violenți în casă? Eu sunt sunat de aproape 40 de ani. N-am bătut pe nevastă mea niciodată, nici n-am împins nici nu i-am spus altfel decât pe numele ei. Voi tot așa, nu? Odată mă duc într-o familie tânără. El i-a tras o palmă. M-am dus în casă cu un, cu un frate, căsătorit de 8 luni. Și el spune, frate, Rauș, eu nu i-am dat degeaba, să știi. Eu, eu nu i-am dat degeaba. Și-a început el să spună că merita. Și eu am spus, măi băiat, atunci eram măsurat de vreo 30 de ani. Tu crezi că nevastimea în 30 de ani nu a meritat bătut niciodată? Dar n-am bătut niciodată. Că Biblia spune aici că înăuntru sunteți plini de răpire, adică de violență. Recent am avut o întâlnire cu niște frați în care un frate o sări la bătaie la altul în prezența unor martori, cineva filma și când l-am chemat, nu de mult, nu de la noi, fratele. O spus, frate, dragul, tu nu ți-ai ieșit niciodată din pepene? Zic, mi-am ieșit de mai multe ori, dar n-am bătut pe nimeni. Când îți ieși din pepe, nu știu ce e asta, adică când înflorește firea, atunci întreb unde curățirea, unde împărăția, unde neprihănirea, unde pacea, unde puterea Duhului Sfânt în tine că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Împărăția nu e pe stadoane când o facem noi la evangelizări și postăm nu știu ce pe, YouTube. Nu, nu. Împărăția e aici. Împărăția e în inimă. Împărăția e la mine acasă. Dacă vrei un slujitor, du-te și vorbește cu nevasta lui. Vorbiți cu copiii. Odată un copil îi spunea lui tată, tata, aș vrea să ne mutăm la adunare. Dar de ce, măi? la adunare așa ești de pocăit, la dunarea așa ești de pocăit, nu împărăția lui Dumnezeu și la mine în casă și în familia mea. Nu, eu port împărăția cu mine, am în inima asta împărăția, am în casă împărăția, vin la Betel, la Torino cu împărăția în mine. Doamne ajută-ne să fim așa, că există posibile mizerii și când Biblia recomandă logica asta curățire din lăuntru spre afară, vorbește de violență, vorbește de necumpătare, adică de lăcomie, vorbește aici de fățărnicie, ca mormintele cele care pe de afară vopsite de înăuntru voi sunteți plini de fățărnicie. Dumnezeu să ne păzească, franța! Asta e împărăția lui Dumnezeu. E înăuntru vostru, e în inima ta, e în casă la tine împărăția. Acolo unde stai tu cu chirie, acolo e împărăția lui Dumnezeu recomand curățirea. Cu logică, cu îndepărtarea murdării, cu o raportare corectă, cronii 29 cu 18. În vremea lui Ezechie au venit oameni, 16 zile au făcut curățări în templu. 8 zile au făcut înăuntru și 8 zile au făcut afară. Au dus gunoi un pârâu dron. Și au spus, am gătit, au venit și au raportat. Se poate face. Îi nevoie în adunările noastre, nevoie în casele nevoastre, îi nevoie în viața noastră din când în când să facem câte o renovare. Era praznicul noirii templului Ioan 10, da? Și la praznicul noirii templului a venit Hristos. Ne mai înnoim și noi, mai facem curățire, mai raportăm, putem iarăși face slujbă. Frații mei, eu spuneam, când am avut eu căsătorie acum 38 de ani, în duminica aceea la noi, în adunare, au fost 18 căsătorii la rând. Acum când avem o grămadă de căsătorii, toamna ne oprim și spunem, măi, hai să mai curățăm. Ce nu a fost bine? Ce obiceiuri? Ce mofturi? Ce pretenții? Câte lume s-au adus în adunare? Că spune Ioan 2.15, nu iubiți lumea, nici lucruri din lume. Câte lucruri din lume le-am adus? Din când în când mai facem câte o curățire. Asta spune Dumnezeu. În lăuntru nostru trebuie făcută curățirea, trebuie exersată asta, că spune că evrei în uh, număr 27 cu 17, dă-ne un conducător care să ne scoată afară și să ne vâre înăuntru. Adică din cărmuirea adunării, să vă facă conștienți de impactul extern, dar și de starea interioară. Care e rolul conducătorului la evrei? Să ne scoată afară și să ne vâri înăuntru. Ieșim afară, avem un impact în societate, în fața autorităților, e bun, dar câteodată ne vâră și înăuntru și ne cercetează înăuntru. Când vorbim de recomandări, vorbesc de dotări care trebuie să le avem înăuntru. Psalmul 42 cu 5. Pentru ce te mâhnesc suflete și gemi? Unde? Înăuntru. Nădoiește în Domnul, că iarăși îl vei vedea. Avem nevoie de nădejde înăuntru nostru. Sunt gemete, sunt lacrimi, sunt falimente, sunt probleme. Și omul lui Dumnezeu plângea și la un moment dat se oprește pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu. Nădăjduiește în Domnul. Să vă dea Domnul nădejde. Salmul 51 cu cât cu șase. Dar tu cer ca adevărul să locuiască în lăuntru meu. Oamenii buni, dacă am făcut curățenie, am scos afară păcatul, mizerile, nu lăsăm locul gol. Îl dotăm cu nădejde, cu adevăr. Salmul 94 cu 19. Gânduri negri vin cu grămadă în înăuntru meu. Dar mângâierile tale mă înviorează sufletul. Lăsați ca Duhul Sfânt să vă învioreze. Primiți mângâierea asta de la Duhul Sfânt. Și în încheiere, că e nouă și jumătate. În Apocalipsa 5 cu 10, vrednic îi să iei cartea să rupă pe cețele, îi harul lui Dumnezeu, că o oameni și au făcut din ei o împărăție. Suntem noi împărăția aceasta, frață. Ce am vrut eu să vorbesc în seara asta? De la Domnul am primit astăzi gândurile astea. Le-am scris acolo, le-am însăilat așa pe un căiet ca să vi le prezint dumneavoastră. Am vrut să vorbesc de tăria lucrurilor lăuntrice, puterea înăuntru, nu în afară, nu în ambalaj. Și împărăția e înăuntru. Am vrut să vorbesc de locația împărăției. Dovada că suntem în părăție, împăratul e cu noi. Cuvântul s-a întrupat în, în, noi. Asta e dovada împărăției. Am vrut să vorbesc de adresă. Împărăția e în inima ta, în casa ta și în adunarea aceasta. Domne, fă să fie așa. Am vrut să vorbesc că împărăția este una progresivă că împărăția care a văzut Daniel a cuprins tot pământul până la urmă și împărăția aceasta nu va avea sfârșit, că are pe Hristos Domnul, împărăția asta nu va trece în altă stăpânire. S-au ridicat imperii și au căzut, marile imperii a lumii. S-au ridicat conducători și au căzut. Dar împărăția asta lui Hristos rămâne veșnică. Ești din împărăție? Am vrut să vorbesc de caracteristica împărăției, o atmosferă binecuvântată, o rodire permanentă și o pregătire. Am vrut să vorbesc de pericole, teama care o purta Pavel legat de împărăție, ce poate fi în lăuntru. Și apoi v-am recomandat de curățire. Recomandarea vine de la Scriptură, de la Domnul. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și pentru că aveți o listă de botezuri deschisă. Sunt îndemnat de la Domnul să vă spun, intrați repede în legămintele sfânte. Vin vremuri grele, frații mei. Vin vremuri grele. Duhul Sfânt anunță din cetate în cetate că va trebui să dăm socoteala. Legile astea externe sunt tot mai păcătoase și tot mai mult împotriva noastră. Spuneam la frat, să învăță învățat pocăință, să dea în judecată și judecătorii drau dreptate păcătoșului care îi postează, care îi contestează. O să fie tot mai greu. Dar câtă vreme împăratul este cu noi, câtă vreme Hristos e cu noi, câtă vreme Dumnezeu e cu noi, noi vom fi biruitori. Brațul Domnului nu a cunoscut înfrângere niciodată. Și la urmă, în împărăția asta care nu va avea sfârșit, Va fi o nuntă, va fi o întâlnire, va fi o bucurie. Eu am predicat la multe slujbe de mormântare și priveci. Nu pot să închei fără nădejde a întâlnirii cu cei dragi. Am pierdut din neamul meu, din, din leatul meu de oameni, mulți care mi-au fost dragi. Dar am nădejde că va veni Hristos și va aduce înapoi cu sine pe cei ce au dormit în El. Va fi o nuntă va fi o sărbătoare. Locul mirese, nu e așa cu unii pseu smeriți, spun. Eu o să intru în cer să se închidă ușa după mine. Să fiu un, într-un colț acolo, nu, nu, nu. Locul mirese, nu intru în un ungher, nu știu dacă raiul are colț un ungherie. Dar Hristos spunea, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaun de domnie. Și eu am biruit și șad cu tatăl meu. Locul vostru, frați din Betel, îi lângă Hristos, îi lângă Împărat, îi lângă Domnul. Hai să ne străduim, să rămânem acolo. Amin.